Parlamentul a adoptat proiectul de lege care prevede plafonarea prețurilor la energie și gaze naturale de la 1 noiembrie 2021 până la 31 martie 2022. Prețurile plafonate se vor aplica atât pentru consumatorii casnici, cât și pentru spitale publice și private, unități de învățământ, inclusiv creșe publice și private, ONG-uri, furnizori de servicii sociale publici și privați și biserici. Camera Deputaților a votat proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență numărul 118/2021, privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 1 noiembrie 2021, 31 martie 2022 și tot în Camera Deputaților au fost aprobate niște amendamente care vin în ajutorul consumatorilor casnici. Prețurile vor fi plafonate la cel mult 1 leu pe kilowatt-oră pentru energie electrică și cel mult 0,37 de lei pe kilowatt-oră pentru gazele naturale. De asemenea, prețurile vor fi compensate cu cel mult 0,29 de bani în cazul energiei electrice și cu cel mult 33% în cazul gazelor naturale. În acest fel, consumatorii casnici nu vor plăti mai mult decât în anul precedent, în decembrie. Legea prevede și posibilitatea ca consumatorii vulnerabili să-și poată amâna facturile pentru o perioadă cuprinsă între o lună și 6 luni, fără costuri suplimentare. De asemenea, prin această lege care vine în aprobarea Ordonanței de Urgență numărul 118, se sprijină și mediul economic, fiind aprobate niște scheme de ajutor pentru IMM-uri și micro-întreprinderi și nu doar pentru ei, ci și pentru profesiile liberale și pentru întreprinderile familiare, care vor plăti doar prețul energiei fără taxe. De altfel și spitalele, unitățile de învățământ, creșele, ONG-urile, furnizorii de servicii sociale și unitățile de cult vor fi sprijinite, iar unitățile administrativ-teritoriale vor primi din partea guvernului o subvenție pentru acoperirea creșterii prețului gigacaloriei în valoare de 50%. Au fost aduse de asemenea amendamente și cu privire la plafonarea prețurilor pentru spitale, unități de învățământ și unități de cult și CET-uri, care vor fi de asemenea sprijinite. Totodată, guvernul a decis ca pentru unitățile administrativ-teritoriale care asigură o subvenție, să se asigure o subvenție pentru creșterea prețului gigacaloriei în valoare de 50% din diferența rezultată între prețul de achiziție al gazelor naturale și prețul plafonat al gazelor naturale la 0,25 de bani pe kilowatt. Perioada cuprinsă pentru asigurarea acestei compensații pentru unitățile administrativ-teritoriale este de asemenea în 1 noiembrie 2021 și 31 martie 2022. Camera Deputaților este forul decizional, astfel că proiectul de lege care aprobă ordonanța de urgență a Guvernului privind compensarea creșterii prețurilor la energie merge spre promulgare la președintele României, Klaus Iohannis. Au început lucrările de reparare a drumului de centură de la intrarea în orașul Petrila dinspre Petroșani. Recepția finală a drumului încă nu a fost făcută, astfel că de repararea gropilor apărute în asfalt se ocupa antreprenorul contractat de Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului. În urma solicitărilor făcute, constructorul a demarat lucrările de reparație în zonele grav afectate. Este perioada de garanție încă până la 1 ianuarie. V-am spus, în cursul lunii ianuarie ar trebui să avem întâlnire cu Comisia în teren pentru recepție finală, ieșirea din perioada de garanție. Garanția a fost pentru 3 ani de zile la drum. Constructorul, antreprenorul care l-am avut, Nick Art, ne-a promis că se va ocupa de zonele care sunt deteriorate și chiar sunt destule porțiuni în teren. Au reușit decaparea, s-a reușit balastarea, compactarea și au o lucrare de asfaltare în dreptul la Petrila, în dreptul unde este fosta haldă, unde s-au făcut lucrările de amenajare, au făcut acel parc, care chiar este chiar foarte frumos, și în momentul în care își rezolvă asfaltarea acolo, lucru care a început, o să reabiliteze și tronsoanele noastre din drum. Ieri, efectiv fizic, undeva după ora 14-15, deci după masa, s-au apucat de asfaltat mai sus de cimitir dinspre Lonea Petrila înspre Petroșani. Acum timpul e bun, să sperăm că săptămâna viitoare
facem noi, ca și societate, împreună cu dânsii, o prerecepție, o recepție a ceea ce au executat în perioada de garanție. După recepția finală, drumul tehnologic, cum mai este numit centura Petrilei, va intra în administrația celor două primării, respectiv Petroșani și Petrila. Administrația locală de la Petrila a reușit să atragă fonduri europene în valoare de 23 de milioane de lei pe proiectul care vizează modernizarea și extinderea iluminatului public din Petrila. Am obținut o finanțare de aproximativ 23 de milioane de lei pentru modernizarea și extinderea iluminatului public din orașul Petrila, pentru care la momentul ăsta avem pregătit caietul de sarcini pentru licitația pentru proiectare. Sper eu ca până la sfârșitul anului, adică în luna decembrie, să semnăm contractul pentru proiectare, urmând o perioadă de aproximativ, nu știu, 4-5 luni sau chiar 6 luni pentru proiectare și anul viitor, undeva în luna mai, cel târziu iunie, să scoatem la licitație efectiv lucrările pentru executarea modernizării iluminatului public în orașul Petrila. Administrația publică locală de la Petrila își dorește prin această investiție îmbunătățirea calității iluminatului stradal și reducerea costurilor la energia electrică. Vor fi schimbate absolut toate lămpile din oraș. Sperăm noi să reducem consumul cu cel puțin 30-40%. Asta este primul aspect. Al doilea aspect, vom avea un sistem integrat de telegestiune, adică vom ști dintr-un loc, dintr-un dispecerat, exact lampa care e defectă sau care nu merge sau care are probleme. La fel sunt, pe unele zone se vor schimba stâlpi, pe alte zone va fi introdus prin cablajul, va fi introdus pe canale tehnice și, bineînțeles, în unele zone se va extinde iluminatul public. 1 noiembrie este ziua când mulți oameni merg la cimitir să pună flori și lumânări la mormintele celor dragi plecați dintre noi. Pentru că luminația, așa cum mai este numită în popor ziua morților, se apropie, la Petroșani atât oamenii cât și administrația publică locală lucrează la curățenia și pregătirea locurilor de veci pentru această sărbătoare. Vis-a-vis de restricții, de 1 noiembrie cimitirele sunt deschise, însă masca este obligatorie, iar aglomerațiile trebuie evitate. În cimitirele din Petroșani, în special de cimitirele care sunt în administrația domeniului public, s-au făcut curățenie, dar ajutăm și acolo unde suntem solicitați, mergem și la celelalte cimitire care sunt fie în administrarea parohiilor, fie în administrarea asociațiilor. Deci ne pregătim și de 1 noiembrie, din acest punct de vedere, lucrurile vor fi în regulă. Nu sunt restricții, au voie să meargă în cimitir, în afară de restricțiile generale care se aplică în toată țara, nu există niciun fel de restricție cu privire la data de 1 noiembrie. Deci toată lumea poate să meargă în cimitir, să evite pe cât posibil să stea fără mască, da, deci masca este obligatorie și în spațiile deschise, dar în rest nu avem niciun fel de altă restricție. Cu ocazia luminației, așa cum este cunoscută în popor ziua morților, cimitirele se transformă în oaze de lumină datorită sutelor de lumânări aprinse în memoria celor trecuți în eternitate.